Nimic. Doar catarsisul într-un ungher înfricoșat și flămând ca un iliac hăituit. Își deschide aripile încet, încet. L-am invocat mai de una zi. Vreau să mă ajute. Împreună să exorcizăm gândurile omenirii. Eu cânt. Făptura mitică își potolește foamea cu lujerii cruzi ai lidurilor mele. Aseară, i-am lăsat Sfântului Petru un mesaj offline. Îi cerea mai deu de mes al lui Dumnezeu. Încă nu mi-a răspuns. Aștept. Cânt. Nu-mi place prezentul din spatele zidurilor, de aceea stau cu ușile ferecate. Prin ochii vechilor așezăminte, irisul îmi înflorește himere. Poate că Dumnezeu nu utilizează Messenger-ul, ci socializează cu heruvimii pe High Five. Aud râsete? De ce râdeți? Acum se poartă și la nivel înalt comunicarea virtuală. Păi cum credeți că aș putea eu altfel să trăiesc și să cânt înaintea erei noastre? Minunea aceasta pe care o săruc cu degetele, am achiziționat-o de pe eBay. Un înger, nu-i rețin numele, voia o chitară bas. Ci că și-a făcut o formație heavy metal și își scosese lăuta la vânzare. Da, așa am ajuns eu să cânt ce și în ce cânt acum. Hai, Sfinte Petre, răspunde odată! Doamne, tot cerul stă pe invizibil! Iar aud râsete. Râdeți din nou? De ce? Mare lucru, vreau și eu să discut cu divinitatea, să o rog să-i ceară lui Ilie, Sfântul Ilie de sus de la releu, să facă o selecție în grila de programe. Arză-le-ar focul. Dincolo de zidurile cetății, lumea se distrează. În spatele porților prezentului pecetuit, eu cânt. Călcâiele catarsisului zdrobesc ritmul strunelor mele. O să încerc și mâine să dau de el, de Dumnezeu. Oricum, dacă dintre voi știe careva ID-ul, să mi-l trimită și mie. Am uitat să mă prezint. Eu sunt îngrijitorul de himere.
Și tare mă tem că vreun erovin rătăcit să nu fi furat creatorului identitatea.